mâncarea e gata. Duceți-vă să vă spălați pe mâini și haideți să puneți stacămurile. Teresa, strângeți jucăriile, că ne împiedicăm de ele. Of, ce mă enervează cu ordinele ei. Spălat, curat, aranjat. Niciodată nu mă lasă să fac ce vreau. Nu vreau să pot să mai tare. Doare mama noastră, ne lasă viață, ne grijește, își face mereu grijă. Da, bine, veșnică mărurie. Ce faceți? Veniți odată! Imediat, imediat! Ce se întâmplă? Mi-e rău, mă doare capul, sunt amețită, mare! Surioară, tu știi cumva unde ne aflăm? Nu știu. Unde-i pasă ruscă unde învățam? Unde-i mama? Mama! Și jucăriile mele au dispărut! Mi-e frică! Sunt liniștită. Uite, de cineva să ne spune. Deci, piedișorii mei, eu plec în pădure după mâncare. Voi să stați iubiți și să nu deschideți ușa decât când auziți glasul meu. Trăieți, cucuieți, ușa mamii deschideți, că mama va duce vouă lapte. Thank you.
bine! La revedere! Îmi place de ea! Să știi că e tare curajoasă! Bună ziua! Nu știți mai mult până fort! Ce fort? Tu cine ești? Eu sunt Marco, din cartea cu Edmondo de Amicis și plec în Argentina cu vapor să-mi caut mama. Eu, tata și frăciorii mei nu mă știu nimic de ea. A plecat să muncească și mi-e tare de ea. Mă